sunt George Păiș, am 28 de ani. Sunt Oana Vardianu, am 21 de ani. Mă numesc Filip Goron, am 22 de ani. Mă numesc Irina Perneș, am 22 de ani. Un pic emoționant pentru noi, se termină o serie de multiple întâlniri, cărora inițial le-am zis repetiții, dar până la urmă cred că un termen mai prietenos ar fi laboratoare de creație, cumva. S-au mișcat lucrurile ok și eficient. Adică ai avut dreptate, Filip, că e cumva un target care te motivează, nu? Altfel, când ne vedeam și azi și mâine să studiem pentru un viitor concert necunoscut. Știi, ca în jocuri video, așa, când ai un personaj, e numai un contur negru cu semnul întrebării în mijloc, știi? Și orice drum trebuie să aibă o finalitate. Da, da, corect. Ca viața. Da, nu, adică oricum o să colaborăm în continuare, știm asta, mai ales pentru concerte și turneu și tot așa, dar adică simt și că ne-a apropiat cumva pe toți împreună. Îmi place că așa are o finalitate. Îmi plac chestiile astea care au formă așa de semicer cumva. Hai să cântăm. Și sunt un pragmatic. Cât e prima dată în viață când fac parte din oarecum procesul creativ în spatele unei asemenea concert. De obicei mi s-au dat partiturile și am studiat sau da, am avut un mic input legat de partea de improvizație sau legat de groove-uri, dar totuși scris, adică n-am făcut parte din proces. Și acum mă simt foarte bine și sunt bucuros să fac parte din această experiență. E un exercițiu de compoziție colectivă, sperăm să iasă reușit, cu realizarea ultimei părți. Asta a fost, de fapt, procedura prin care am decis să abordăm compoziția efectivă a muzicii, să luăm filmul, să îl secționăm în patru felii, compozitorii să-și facă muzica pentru câte una din felii respective, urmând ca în ultima parte, cumva, să încercăm să facem o sinteză a ceea ce am făcut fiecare pe porțiunea respectivă. Da. De fapt sunt una, două, deci sunt de fapt două măsuri, dar sunt decalate cu doi timpi, mereu. Fiind un film mut, mi s-a părut și mai grea provocarea, pentru că tocmai trebuie să fie secționat în întregime sau, să zicem, maxim două pauze acolo, să fie umplut de muzică. A fost un proces foarte interesant. Nu mi s-a mai întâmplat niciodată să văd de atâtea ori un film, să mă familiarizez așa de mult cu actorii, cu fiecare scenă, să descoper de fiecare dată ceva nou. Cumva mi-a dat o nouă perspectivă vizionării. Cred că ce a reușit să închege formula a fost tocmai prezența filmului. Fiindcă, sigur, putem să facem un ping-pong de diverse idei muzicale, dar până la urmă, ideile noastre muzicale trebuie să servească, poate chiar mergând contra imaginii, dar trebuie să fie într-o relație cu imaginea. Și din punctul ăsta de vedere, filmul cred că ne-a ajutat foarte mult să ne punem împreună. Adică e un fel de efect de ceas, de ăla de rotițe, da. De ceas, știi, de... sau așa ceva, care își dă fade-in așa, dar cumva funcționează și ca un counting. Da, da, da. Avem și niște abordări mai briguroase, cu știme și cu teme foarte clare, lucruri care sunt metronomice. Avem și părți care sunt mult mai libere, doar improvizate. Apoi simt că fiecare își lasă amprenta, adică se simte clar că sunt niște personalități muzicale diferite. Dar până la urmă pare cumva că am gravitat toți spre lucruri de textură. Și ce mi-a plăcut foarte mult a fost că am lucrat nu doar împreună la întâlnirile de laborator de creație propriu-zis, ci ne-am și informat cumva creativ. Plus idei de instrumental, fiecare știa anumite tehnici instrumentale, aflai lucruri noi la fiecare repetiție și na, se creează și un fel de bonding și mi se pare foarte fain când există și conexiuni între oameni și faci niște proiecte care se duc mai departe doar de niște simple task-uri. Adică a fost o mare implicare.
M-a simțit foarte bine, am vrut să fiu ca un burete, chiar mi-a plăcut să colaborez cu colegii mei tineri compozitori și să intru un pic în mediul lor și să înțeleg cum gândesc și cum au creat anumite lucruri și la ce s-au gândit și ce s-au imaginat. Și simt că mă face și pe mine să înțeleg mai multe. Și simplu imaginea mi-a dat structură și timbralitate. De exemplu, atunci când era arătat clopotul, m-am gândit că era de fapt un clopot de biserică și atunci am redat o temă care era cu înclinație spre acea direcție. Și apoi următoarea scenă mi s-a părut că era foarte polifonică cumva, în care ea efectiv nu mai poate să se culce, tot din cauza faptului că o scoate inserite soțul ei. Și mi se părea că erau foarte, foarte multe elemente care cumva împreună ar fi creat un fel de textură, un fel de straturi. E și un fel de compoziție prin interpretare. Sau cel puțin pentru partea mea din proiect, eu așa mi-am propus cumva să o abordez. Să încercăm să compunem cu instrumentul în față și cât mai colaborativ. Cred că prin revitalizare, printr-un proiect de genul ăsta, poate să fie relevant. Adică nu știu, eu nici nu știam de filmul ăsta până la acest proiect. Mă și gândeam că filmul are 100 de ani vechime, un film din 1923, dacă se va face probabil ceva în 2123, care să facă referire la proiectul de acum. Sau la plan de viitor. Mulțumim. Gata. Sticlul necesar. S-a vârșit un snap. Deci, unde mergem să mâncăm? Păi... Tot la Adagio.